la biblioteca municipală am deschis o mică expoziție personală cu flori și peisaje. Acum toamna? Acum toamna. De ce? Tocmai pentru ca om să mai uite de atmosfera de afară. Așa. Și să-și bucure ochii și sufletul cu un peisaj de vară, de primăvară, cu o floare. Asta am deschis. Asta am păi acum urmează să mă duc să pozez ce ai făcut pe acolo și spune-mi, de ce că faci o expoziție personală mai mare? Pe data de 13 noiembrie o să am o expoziție personală. 13. Asta 13. E cu noroc sau cu ghinion? Eu sper să fie cu noroc. Și ce o să ne prezinți? Expun lucrări din ultimii 5 ani din taberele de creație. Tot flori pictură. Și peisajul să fie. Deci tot flori și peisaje, asta ți-i domeniul de activitate. Asta îmi place mai mult. Și în general în tabere asta lucrăm. O să am și niște icoane la care chiar acum lucrez. Da, am văzut că e plin de icoane pe aici. Icoane începute. Că acum lucrez. Deci le termin până în 13. Eu sper să le termin, că altfel am făcut afișul. Na, bine, o să venim, să vedem ce faci pe acolo. Deocamdată ne uităm ce faci aici.